Salutare, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă prezint primul Range Rover Sport SV Edition 1 venit în Republica Moldova. Sunt pe calea să vină și câteva exemplare Edition 2, dar despre ele vorbim un pic mai târziu, pentru că acum trebuie să îi acordăm atenția acestui exemplar foarte frumos configurat și, cum v-am zis, primul din țară. Înainte de a fi lansat ca model de serie, noul Range Rover Sport SV a fost testat foarte mult. Vă dați seama, cei de la Range Rover trebuiau să înțeleagă cum merge mașina asta și cum face față, de altfel, sarcinilor, inclusiv pe partea de frânare. Ei bine, acest model a fost testat tare mult pe circuitul din Portimao, un circuit pe care de altfel am reușit și eu mai mulți ani în urmă să merg cu un alt model produs de grupul Jaguar Land Rover și iată că pe acel circuit de Formula 1, apropo, s-au testat 4 exemplare Range Rover Sport SV pe o distanță de aproape 1000 de kilometri. Tot mașinile alea au fost testate dinamic și până la a intra pe circuit și iată că la final, după ce au și parcurs cei aproape 1000 de kilometri pe circuit, mai aveau cam vreo 30% din plăcuțele de frână, parte a sistemului de frânare carboceramic care este instalat aici. Este cel mai performant sistem de frânare care a fost instalat vreodată pe un Range Rover Sport. Discurile de frână au un diametru de 440 de mm, asta sunt cele mai mari discuri instalate vreodată pe un Range Rover Sport și mai avem aici și etrieri cu 8 valve, deci și cu o tehnologie tare interesantă de frânare, care are grijă să oprească mașina asta cât mai repede. Ba chiar pe acel circuit, în virajul numărul 1, unde mașina venea cu aproape 300 de km la oră, pentru că maximul este de 290, aici, la frânare, se atingea o forță de 1,1 G. Absolut fascinant! Frânele carboceramice sunt o opțiune, standard sunt oferite cele din oțel. Și tot aici mai avem jante la 23 de inci și ele în totalitate din carbon. Sunt foarte rare, nu prea o să le vedeți pe mașinile cu care suntem obișnuiți noi zi de zi pe străzi. Absolut fantastic și, bineînțeles, mult mai ușoare decât cele standard. Haideți să vorbim despre exteriorul acestei mașini. Bineînțeles că la orice model sport, fie că este vorba despre un SUV, sedan sau oricare altă caroserie, vorbim despre prize de aer mult mai mari și doar priviți cât de mari sunt astea de aici, cu avem acolo lamele active în spate care se închid și se deschid când este nevoie. Bineînțeles, culoarea asta neagră este peste tot aici. Avem tare multe elemente din carbon, cum este și această piesă de sub grilă sau partea eleronului de aici, de jos. Absolut fantastic! Capota deja o să o vă arăt pe interior și o să vedeți că și ea este din carbon și reduce din greutatea mașinii. Mai avem inserții care să se vadă pe exterior din carbon și aici. Avem o culoare foarte frumoasă, satinată, care se numește Carbon Bronze. Arată absolut fantastic, tare agresivă, inspiră și ea sportivitatea. Jantele la 23 de inci, care aici, sunt o opțiune și sunt și ele din fibră de carbon în totalitate. Ăsta este un lucru important, nu doar partea exterioară, dar în totalitate. Aceste jante, bineînțeles, sunt bifate ca și opțiune, doar ca mașina asta să fie și mai ușoară. Și datorită acestora, această mașină este mai ușoară cu 35,6 kg. Ei bine, pe față avem anvelope 285-40 la R23. Destul de straniu, dar din uzină mașina asta vine cu anvelope Michelin Pilot Sport All Season.
4, deci sunt cam pentru toate tipurile de suprafețe. Este un Range Rover, până la urmă vor spune cei de la Uzila, este și o mașină care poate merge și pe drumuri neasfaltate. Hai să mergem și spre spatele acestei mașini. Carcasele oglinzilor de culoare neagră, la fel este și partea de sus a acoperișului, și el de culoare neagră. Aici, în spate, avem însă roți și mai mari. Sunt cele mai mari roți montate vreodată pe un Range Rover Sport 305, 35 la 23. Și arată și ele absolut fantastic. Semn că mai mult cuplu este totuși dat pe roțile din spate ale acestei mașini. Iar acum hai să mergem spre spate. Aici un spate tare curat, așa cum este pe toate sporturile, dar iese în evidență acest logo. Bineînțeles, logo-ul SV, unul super important. Și aici, în spate, inscripția Range Rover din carbon. Avem aici o bară de protecție care incorporează patru finale ale țevilor de eșapament și ele cu carbon în jurul lor. Și, bineînțeles, sună mașina asta tare frumos, dar ca să se deschidă în totalitate, trebuie de o făcut pe un circuit. Deja nu mai avem motorul de 5 litri V8 Supercharged, care stătea sub capota lui SVR în generația precedentă, un model pe care l-am condus prin Germania. Acum, pe noul SV, stă un motor de 4,4 litri Twin Turbo, care produce 635 de cai putere și 750 de Nm. Ei bine, tot el, în modul Dynamic Launch Mode, cel care îți permite să accelerezi cât mai repede, deja livrează 800 de Nm. Este, bineînțeles, mai puternic, cu vreo 60 de cai putere decât motorul precedent, și datorită acestei puteri, dar și faptului că mașina asta este inclusiv mai ușoară din cauza, iată, aici avem o capotă în totalitate din fibră de carbon și vă mai arăt ce mai avem pe mașină. Este mai ușoară, puterea este mai mare și respectiv acum accelerează până la 100 de km la oră, doar 3,8 secunde. Absolut fantastic, este cel mai rapid Range Rover Sport din istorie și, bineînțeles, și cel mai puternic în același timp. Bineînțeles, și suspensia acestui model este una mai specială. În primul rând, garda la sol este mai mică, cu vreo 15 mm pe modul normal, decât la un Range Rover Sport obișnuit. Și ceea ce mai avem aici este suspensia hidropneumatică 6D Dynamics, despre care se spune că este cel mai sofisticat din clasa sa, debutând o primă combinație mondială de amortizoare hidraulice, interconectate, arcuri de aer reglabile pe înălțime și un sistem electronic de control a înclinărilor. De altfel, acest sistem semi-activ pe care îl are noul Range Rover Sport SV Edition 1 la nivelul suspensiei cumva reduce nevoia de a avea bare active stabilizatoare. Și este un sistem semi-activ, foarte inovativ, care are în același timp, în continuare, scopul ca să mențină mașina asta cât mai dreaptă pe viraje și să o facă cât mai ușor de condus la viteze mari. În interior avem ceva diferență față de un Range Rover Sport mai obișnuit. În primul rând apar inscripțiile SV Edition 1. Apare inscripția SV aici pe scaunele astea sportive, care sunt așa cu o susținere laterală mult mai bună pe lateral. Te simți că te țin așa strâns în ele. Plus, din spatele lor vedem imagini și o să vedeți că sunt din carbon. Și în general sunt ele mult mai subțiri decât ar fi scaunele unui Range Rover Sport Diesel, spre exemplu. Mai avem aici volanul, care este în trei spițe, și avem butonul SV pe mijloc. Trebuie doar să-l apăs o dată, eșapamentul trece deja în modul sport și este cumva mai agresiv, și inclusiv tot cadranul de bord trece în culoare roșie, cu un design mai sportiv, și pe partea dreaptă îmi arată deja forța G laterală, din față, din spate, în dependență în care parte acționează. Și pe mijloc am viteza și turațiile. Asta e ceea ce ai nevoie atunci când mergi cu mașina asta cu viteze mai mari. Și vedeți voi, deja butonul a devenit de culoare roșie. În spate am padelele, care sunt aici în mod normal, dacă modul SV nu este pornit,
au o iluminare frumoasă și asta îmi place, de culoare albă, și odată ce voi porni modul SV, iluminarea devine roșie. Deci mult mai frumoasă și dă cumva foarte frumos când iată au sticlă în partea superioară. Absolut fantastică mașina asta în interior. Mai avem și un sistem tare interesant, partea sistemului audio Meridian Signature, și el are 29 de boxe, 1430W este puterea totală, dar mai are și un efect care se numește Body and Soul Seat. Adică ideea este că datorită unui sistem foarte inovativ, acest sistem audio vă dă vibrații în spetezele scaunelor și vibrații audio tare interesante, în dependență cât de tare este selectat basul, în dependență de fiecare melodie în parte, și veți simți asta cu întreg corpul. Și spun ei că ba chiar îți face bine și îți dă mai multă dispoziție și te simți mult mai fain. Chiar și acum vorbesc, voi muzica nu auziți, dar eu simt ceva mici vibrații în spătarul scaunului. Absolut fantastică mașina asta. Aici, inclusiv foarte multe elemente din astea tare plăcute, cum ar fi tavanul ăsta din Alcantara, aici, tare plăcut la atingere. Avem și un plafon panoramic, avem și o atenție pentru detalii cu, iată, aceste elemente super frumoase și plăcute. Și un tunel tare și tare, cumva, așa, minimalist. Doar levierul cutiei de viteze, butonul start și monitorul, care, bineînțeles, sistemul multimedia îți permite să-ți conectezi telefonul și să ai Apple CarPlay sau Android Auto conectat wireless. Pe locurile din spate, pasagerii se vor bucura, în primul rând, iată, de o vizibilitate tare bună în față. Avem două zone de climatizare cu încălzire pentru locurile din spate, inclusiv și cu ventilare, bineînțeles, că prinde tare bine la o mașină ca asta. În continuare, ai, iată, atenția pentru detalii, aceste mânere ca să te ții inscripțiile, Meridian Signature, ai carbonul aici, pielea asta super plăcută pe scaune și, în general, iată, unghiul ăsta destul de înclinat al scaunelor, dar poate fi pus și mai vertical. Despre aceste elemente din carbon ale scaunelor spate vă povesteam eu, ai și așa ca un fel de mâner, nu știu dacă e cazul să te apuci, dar cumva de tare sportiv, pentru că asta, așa o gaură în scaunele față, este caracteristică mare parte la modelele tare sportive. Un spate super plăcut. Aici avem, iată, și un holder pentru apă, bineînțeles. Am ajuns la finalul acestui reportaj cu Range Rover Sport SV Edition 1, un exemplar absolut fascinant și tare mă bucur să văd un asemenea exemplar în Republica Moldova, unde vedem că este așa o pasiune pentru SUV-urile super sportive. Curând o să vedem acest exemplar pe străzile din țara noastră și o să și-l auzim. Eu, din păcate, în acest reportaj n-am apucat să conduc mașina asta, dar vă promit să o fac în viitorul apropiat. Acum aștept părerea voastră despre Range Rover Sport SV Edition 1. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând, aveți grijă de voi!